ați dat din casă. Suntem între ziduri. Da, sunt română, vă mulțumesc foarte mult. Așa a fost viața mea, istoria mea, nu prea plăcea să învăț. Nu ca orice copil. Poate n-am fost îndrumată. Bine, poate mă duc doamna profesor acum și se supără de mine. Și era un copil mai zbenguitor, așa, zbenguiam cam mult, jucam fotbal, n-aveam altceva în gând. Și Dumnezeu, atunci când vrea, te trage de uritușă și te duce unde vrea. Chiar dacă tu zici nu, Dumnezeu știe unde te trimite, pentru că Dumnezeu știe locul fiecăruia. Cum spune și Pavel, oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți sunt învățători. De asta fiecare are vocația lui. Unul știe să cânte, altul știe să joace fotbal, altul știe să facă lucruri mari, altul știe să conducă. Lucrurile sunt diferite, darurile sunt împărțite. Și așa a fost istoria mea în această biserică, unde tatăl meu m-a închinat, să spunem așa, acestor ziduri vechi și mi-a insuflat dragostea lui pentru muzică. Niciodată nu eram mulțumit de mine. Îmi spunea, cântă-mă! Și nu mulțumeam deloc. Și eram trist așa, într-un fel. Încercam să mergem pe la Mănăstirea Cernica, căutam alte mănăstiri, căutam alte duhuri, alte stiluri. Atunci se cânta o cântare mai omofonă, cum știe și Părintele Vicar, care mi-a fost profesor, de altfel, și ne învăța foarte mult în școală. Că, măi, cântărețul face foarte mult. Cântărețul ține acest cult. Cântărețul, un cântăreț bun școlist, știe să aducă lumea după el. Știe să cheme lumea. Nu știam ce înseamnă la vremea aceea. Și aprofundând, deci m-am lăsat pur și simplu ca o barcă care merge. Că noi asta suntem în viață, suntem ca niște bărci care mergem și plutim. Nu știm unde ne duce barca sau vântul sau curentul. Ajungem într-un liman. Pentru că fiecare liman își are limanul lui. Cum a spus și domnul Biriș, vreme trece, vreme vine, cum face domnul Biriș. Vreme trece, vreme vine. Am trăit și o vremurile mele. Dumnezeu m-a ajutat din aceste ziduri, pentru că am găsit și o fată din parohie, care stă la câteva ziduri distanță, soția mea, care mi-a dăruit 5 copilași. Dumnezeu m-a binecuvântat. A fost greu și cu tinerețea, pentru că umblam, trebuia să umblu foarte mult prin țară, să aduc oamenii în jurul meu, să lucrez cu acești oameni. Sunt categorii de oameni și mai vechi care au plecat, sunt prea diferite parohii și mereu trebuie să te reinventezi. Deci dacă vrei să meargă ceva în viață, trebuie să te reinventezi. Să nu faci în fișa postului. Dacă faci în fișa postului, rămâi în fișa postului, nu faci nimic. E niște bani și gata. Trebuie să lucrezi mereu, să perpetuezi ceva, să lucrezi cu oamenii, să-ți dăruiești ceva din eul tău, în orice domeniu, nu numai în muzică. Dar aici este nevoie de spiritualitate. Noi trebuie să transmitem spiritual, noi trebuie să transmitem din noi înșine. E cea mai pură artă să transmiți din tine. Cea mai pură artă. Și atunci când transmiți din tine, te descarci de dragoste, dar o primești văzându-l pe cel care primește la rândul lui. Și asta a fost istoria mea în aceste ziduri. Îi mulțumesc tatălui meu care m-a părăsit. Mă rog pentru el. Nu pot să mă rog cât trebuie să mă rog, pentru că suntem mici. Dumnezeu trebuie să pună la noi în inimă dragostea aceea care trebuie. Cine are părinți, pe pământ, nu în gând, bucurați-vă de ei câte aveți în viață. La mine unul s-a dus. Mai am o mamă și 2 părinți de la soție. Bucurați-vă de părinți, pentru că și noi vom trăi ce au trăit ei. Eu trăiesc pe pielea mea văzându-l pe cel mare, care totuși intri în niște stări cu el. Fiind mai mare, ajuns să te mai documentezi în cele ale copilăriei. Și atunci am trecut de aceste ziduri. Aceste ziduri m-au ajutat. Aceste ziduri mi-au dat un viitor, o stare. Am cunoscut oameni frumoși, i-am în față. Am cunoscut foarte mulți oameni frumoși. Am cunoscut foarte mulți oameni importanți. Și mi-am dat seama cât de mult face muzica în biserică. Și am rămas pe latura muzicală în biserică. Și le doresc cu toată dragostea mea celor din corul Turnos, care aici sunt decât o mică parte. Corul, acum, măsoară cam așa 70 de salți. Iar atunci când avem anumite cântări, chemăm și din diaspore. Adică chemăm din
din afara Bucureștiului, pentru că dragostea nu se face în sinea fiecăruia și dragostea se transmite în mai mulți, în comuniune. Pentru că toți spun, l-am pe Dumnezeu în biserică, în biserica mea din suflet. Nu, ești egoist, omule. Crezi că Dumnezeu vine pentru tine? Dumnezeu vine pentru toți. Automat când ești pentru tine, dar este un moment când trebuie să vii la biserică. Chiar dacă stai lângă ziduri, cum am stat eu, probabil. Dumnezeu vine pentru toți. Deci vă mulțumesc foarte mult, Părinte, să iau așa în ordine, Părinte, actual vicar, fost profesor, care m-ați îndrumat cu dragoste. Mulțumesc și Părintele vicar, avem aici doi vicari. Mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici să ne ascultați. Vreau să mulțumesc Părintele Roșescu, paroful de atunci, care la fel m-a cârmâit așa, fără să văd, fără să știu. Uneori unii oameni cârmuiesc așa, sensibil, și ajungi unde trebuie. Mulțumesc Părintului actual paroh, care ne cheamă mereu. Am zis că la Mărcuța de ceva timp, cu aceste ziduri minunate, s-au făcut foarte multe lucruri și foarte multe acțiuni. Mulțumim. Părinte, ca și mine, de altfel, această stare vă obligă să continuați pe mai departe cu lucrurile frumoase. Deci un lucru bun te obligă să faci un lucru și mai bun. Deci vă obligă să mai faceți rate, nu cu noi, cu poeții și cu Silviu, care este un bun prieten. E și teolog, să dau din casă acum și eu. Este student. Domnul primar, vă mulțumim cu toți cei dragi pe care îi aveți și sunteți un om îndinat de frumos și spre cultură. Vă dau foarte mult ca primarii de astăzi să fie îndinați către cultură. Știți bine la ce mă refer. Cultura înseamnă altceva. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim vouă, dragilor care mă cunoașteți, care nu mă cunoașteți, să fiți alături de noi în rugăciune. Și dacă noi cântăm patriotic, să nu vă zbindiți. Nu este în fișa postului, cum noi cântăm bizantin. Dar sunt vremurile de așa manieră încât asta simțim și asta cântăm. Altceva nu știm. Dar vă mulțumim! Mulțumim mult pentru acest viață de aici.